Salutare! Începe Volvo Electric Experience, adică o, să zicem, o competiție cu câțiva jurnaliști, blogeri și influenceri, în care monitorizăm consumul pentru două modele, București, Târgu Mureș și retur, pe durata a 3 zile, ca să nu fim doar pe drum. Da, ideea e așa. În urma clipului ăsta o să vedeți cam cât consumă Volvo XC40 electric și Volvo C40, și el electric de asemenea. O altă informație ține de faptul că cei de la Volvo vor să vândă mașini electrice și fără programul Rabla și eu nu pot decât să mă bucur de treaba asta și să mă bucur de experiența Volvo Electric Experience alături de colegul meu de mașină, Mariciu. Am trecut de Ploiești și se întâmplă un lucru foarte tare. Adică autonomia estimată la primul punct pe care l-am pus pe hartă, pe care o aveam când am plecat, și procentajul din baterie s-au modificat. Adică aveam 47% baterie când am plecat, estimată la primul punct de oprire, și acum avem 49%, ceea ce înseamnă că suntem eficienți. Dar ca să fim eficienți, vă zice Mariciu, ce-am negociat? Ce-am negociat, Mariciu? Am negociat temperatura în mașină. Care eu, cât? Eu aș fi mers cu un 23. Adrian a zis, hai mă, măcar un 20. A reușit, am stăm la 20. Și tu ești în tricou? Da, și sunt foarte bine. Și mie mi-e cald. Da, o să-mi spun geaca la prima oprire. Păi dacă ai văzut pe tine, stai la un 18 așa, nu? Da. Încălzire în scaune, o liniuță. Inițial am stat la 2, dar a devenit foarte, se mâncinsese, mai că o liniuță e mai mult decât ok. Chiar am și oprit încălzirea pe volanului, că nu am nevoie. Și cel mai important lucru, stilul de condus. Corect, am uitat de asta. Sincer, eu nici nu-mi dau seama, pentru că stăm la vorbă și trece altfel timpul, știi? Conducem la, cum să zic, la limita legii, adică perfect legal. Uite, de exemplu, acum mergem sub. Aici avem limite de 100, merg cu 80. Deci în localitate suntem chill, cam asta da, e ideea, da. Suntem chill și avem și un program, să zic așa, la evenimentul ăsta, care ne permite să mergem chiar mai încet decât limita maximă legală, astfel încât să ne încadrăm în timpul evenimentului, să nu întârziem la poze, să nu întârziem la masă, foarte important. Mariciu nu vrea să întârzie la masă. Nu. Mi-e o foame de... O să vedem mai încolo ce se mai întâmplă cu cifrele, dar până acum mașina asta XC40 cu un singur motor pare că livrează autonomia pe care o promite inițial și dacă o conduci frumos, poți să fii chiar și în condiții de asta mai aproape iarnă, așa, poți să fii cu niște cifre bune de autonomie și de consum. Am ajuns la prima oprire din zi și am un zâmbet larg așa, pentru că datele noastre arată foarte bine. Până acum suntem cel mai eficient echipaj. Am ajuns aici cu baterie 51%, în contextul în care mașina estima când am plecat de la Volvo din București că o să ajungem cu 47%. E drept, am mers mai încet, unde era limită 100, am mers cu 80, am mers cu 20 de grade temperatură în mașină, dar per total n-am simțit nici că am ținut pe nimeni pe loc dintre cei din trafic și nici că am făcut frig în mașină. Na, să stai cu o geacă destul de subțire pe tine în mașină, nu e chiar atât de rău iarna. Hai că m-am desumflat la prima oprire, pentru că eu credeam că suntem cel mai eficient echipaj și că am ajuns aici cu baterie 51%, cel mai mult dintre toți, dar sunt unii care au ajuns cu 55%, Dan Scarlat de la Top Gear și Mașinistul. Deci până acum a condus Mariciu, acum o să conduc eu să văd dacă pot să recuperez din diferență.
Am ajuns la Meschendorf 65 cu 40% baterie, deci am consumat din București până la Meschendorf via Cetatea Rupea 60% din baterie. E un rezultat mai bun decât speram, chiar și cu tot mersul la consum pe care l-am făcut noi tot drumul ăsta, dar e un rezultat mai bun decât speram și cumva simt așa că am reintrat în cărți pentru testul de consum, să fim și noi pe acolo măcar podium să prindem. Am ajuns la Hotel Privo din Târgu Mureș cu niște date foarte bune, adică mai avem 22% baterie, consumul 17,5 kWh la 100 de kilometri și mai avem inclusiv autonomie pentru încă 110 km dacă ar mai fi nevoie, dar nu mai e nevoie, că ăsta este punctul final, cel puțin pe sensul ăsta de venire de la București până la Târgu Mureș. Sunt foarte curios, desigur, și astăzi, finalul zilei de azi, să văd ce consumuri au avut ceilalți, dar marele final, așa, the grand finale, este peste două zile când ajungem la București, facem și schimb de mașini, să vedem inclusiv pe retur care sunt datele de consum. O să facem media între astea, ce am obținut de la București până la Târgu Mureș și ce am obținut de la Târgu Mureș până la București. Practic acolo se va decide, să zic așa, câștigătorul. Oricum, date foarte bune de consum și autonomie foarte bună pentru mașina asta, dar e drept, am mers la economie tot drumul. În ziua 2 din cele 3 petrecute în Volvo Electric Experience, la Târgu Mureș se inaugurează la Aliat Motors primul showroom Volvo din Târgu Mureș. E un moment istoric, pentru mine are o semnificație cu atât mai deosebită, pentru că în 2007, ca jurnalist auto, pentru prima dată conduceam un model Volvo. Deci eu, în cariera mea de jurnalist auto, primul model de test drive pe care l-am condus vreodată a fost un Volvo. Era un XC70 Cross Country la vremea aia și iată, față de 2007, a trecut mult timp și sunt în Târgu Mureș, unde pentru prima dată aici în Târgu Mureș se inaugurează un dealer Volvo. Ziua 3 din 3 la Volvo Electric Experience este bucata de drum dinspre Târgu Mureș spre București, bucată pe care o să vedem dacă reușim să ajungem pe primul loc la consum și la eficiență cu Volvo XC40. Am venit de la București până aici cu o variantă cu un singur motor. Pe spate, atenție, la facelift, mașinile astea și XC40 și C40 au motor pe spate în variantele lor cu un singur motor, spre deosebire de tracțiune față, cum aveau până la acest facelift. Oricum, asta contează mai puțin în contextul ăsta, contează că la întoarcere acum avem mașina de acolo, care este cu două motoare, 408 cai putere, ceea ce înseamnă că nu avem chiar cea mai bună mașină pentru eficiență, dar este fix mașina cu care au venit până aici Alin Ionescu, mașinistul, și Dan Scarla de la Top Gear, care sunt pe primul loc în momentul ăsta, iar eu și cu Mariciu suntem pe locul al treilea. O să vedem dacă putem să recuperăm ceva, poate avea mașina asta ceva special, nu știu, dar prima probă de control, să spun așa, este la Brașov când ne măsurăm cifrele. Am ajuns la Brașov, la Macocot Bistro, cu
un nivel al bateriei destul de bun, 55%, și cu un consum destul de bun, dar tare am senzația că alții au fost mai eficienți decât noi, au mers poate cu clima oprită, lucru pe care nu o să-l fac pentru niciun test de consum niciodată. Prefer să nu câștig premiul, concurs, ce-o fi el, dar prefer să câștig sănătate, nu vreau să răcesc, nu vreau să dau bani pe pastile. Sunt foarte curios de cum o să termine chestia asta, dar cu Mariciu clar m-am înțeles, băi, nu oprim climatizarea, măcar atât. Ce faci, Mariciu, aici? M-am speriat când am băgat aici Volvo, păi nu stăm de pe 3% baterie. Vorbești serios? Da. Nu cred. Bine, 3% zic eu, 6%. 6. Ok, deci o să mergem eficient. Căldură o să avem în mașină. Căldură o să avem în mașină. Hai. Hai. Am ajuns la Volvo înapoi cu 18,2% consum și 19% baterie. Am senzația că nu sunt niște cifre suficient de bune cât să ne calificăm la locul 1, poate nici 2 sau 3 din perspectiva consumului sau eficienței, dar măcar ne-am calificat printre cei care nu merg la farmacie să-și cumpere pastile după acest experiment. Suntem toți? Mai e cine? Așa suntem toți care au rămas? Sau cum? Da. În fiecare echipă e câte unul minim, da? Da, da, da. Salutări! Da. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Mulțumim pentru prezența scenică din ultimele 3 zile. Sper că v-ați simțit bine, sper că a fost o experiență extremă și ați văzut cum se conduce așa, ca să știți cum să nu conduceți. Sau să conduceți așa în cazul în care aveți nevoie. Ați văzut că se poate, e ok. Așadar, pe locul numărul 6, doamnelor și domnilor, cu o energie consumată, cantitatea de energie consumată totală de 118,7 kWh, cu 4,25 de kilometri, cu 1% din fiecare, cu fiecare procent din baterie. Asta e ultimul, da, atenție, deci o autonomie reală dus întors cu ambele modele, twin și single extended range, de 425,3 km, asta e ultimul loc. Da? Echipajul format din Mariciu, că Mitra mergea mai bine. Sunt absolut convins. Așa. Penalizări sau fără? Nu există penalizări. E ok. Nu există penalizări? Nu. Da, penalizări n-ar schimba nimic la nivel, la vârf, ca să zic așa. Suntem ok. Nu, penalizări n-ar schimba nimic la vârf. E ok. Așa că n-are rost să ne agităm, suntem în regulă. Am și scris că întârzierile decente nu contează, deci e ok. Păi da, da, ok, bine, atunci pe ultimul loc, da, cum vreți voi, e ok. Dar hai să vedem exact la consum, că n-ajută pe nimeni să împărțim pe aici lucrurile. 2. Pe locul numărul 5, pe poziția 5-a, doamnelor și domnilor, cu 117,13 kWh consumați, cu 4,37 de kilometri la fiecare procent de baterie, deci cu 436,9 autonomie reală. Bing! Andra și Mânuța ei. Andra și Mânuța ei. Bravo formația. Bravo formația. Da. Echipajul nostru de actori americani. De actori americani, practic am rezolvat cazul. Bun. Pe locul 4. Da, penalizările nu le luăm în considerare, că nu contează. Pe locul 4, cu 111,13 kWh consumați, cu 4,65 de kilometri fiecare procent din baterie și cu 464,8 autonomie, domnul Radu și domnul Gabi. Felicitări! Dar fiind pe locul 4, practic sunteți pe 3.
pentru că echipajul meșter cu Șocariciu a fost acolo în scop recreativ. Așa că felicitări pentru medalia de bronz. Vă va fi transmisă pe adresa pe care ne voți furniza, bineînțeles. Bine că i-am dat alpă ultimii 20 de kilometri ca să n-am penalizare, ca să nu se țină cont de penalizare. Felicitări. Okay. Dar am scris pe grup, ca să fim... Ok. După care... Nu, că stai că dacă nu-i dai talpă, tot acolo erai. Da. Pe locul 3, în afara concursului, Șocariciu și Meșter. Nu prea sunteți. Respectiv Șocariciu și cine a mai fost pe mașină, când mașina aia au fost ba 3, ba 2, ba 5, ba 1, ba whatever, așa. În fine, îți spun și cifre, deși nu sunt relevante. 109,94 kWh consumați, 4,72 de kilometri cu 1% din baterie, domnul Bogdan, apropo de 1% cu 1 kilometru, 4,72 de kilometri cu 1%, așa, și 472 de kilometri autonomie, felicitări, Șo, bravo, ai condus tu oricum. Acum, urmează locurile 2 și 1, pe locul numărul 2, cum ar veni. Pe locul numărul 2 este echipajul care a pierdut la mustață, mă rog, dacă îi penalizai pentru întârziere, era la o oră, practic a fost la o oră distanță de victorie. Dar o să spunem câștigătorii. Câștigătorii acestui concurs, doamnelor și domnilor, este echipajul format din Alin Ionescu și Dan Scarlat. Felicitări! Care sunt așa, singurii care nu au consumat 100 de kWh pe drum dus întors și până la Târgu Mureș și înapoi au consumat 99,6 kWh. Asta a fost țintă. Au mers 5,36 de kilometri cu fiecare procent din baterie, adică autonomie de 536,4 dus întors. Real shit. Cu un vârf absolut astăzi, pe întoarcerea la Târgu Mureș, cu versiunea extended range cu un singur motor, un vârf absolut de autonomie de 619,4 km. Atunci când se mergea cu 40. 619,4 km mi se pare un rezultat absolut remarcabil. Felicitări tuturor celor implicați. Pentru așa ce? Și acum, pe locul al doilea, vine imediat, revin asupra voastră. Pe locul al doilea, felicitări echipajului, familie, în devenire, whatever, Mara Vasilescu, pentru un consum extraordinar de bun astăzi și pentru cifre foarte, foarte bune. Dacă puneam și penalizările, erați pe ultimul loc, conform calcul grilei noastre de salarizare, dar dacă luăm în considerare strict consumul și cifrele, așa cum se cade, mă, într-un grup unit și care a mâncat împreună în aceeași farfurie 3 zile. Sunteți pe locul al doilea. Cu, felicitări! Cu 106,9 kWh consumați, cu 4,93 de kilometri la fiecare procent de baterie, deci cu 493 de kilometri autonomie dus întors medie. Deci, practic, dacă n-aveam 18,1 în prima zi, aveai șanse să câștigi, da. Pe scurt, da. Gata, pot să rutam. Dar se întâmplă, poți să ruta Miras, da, exact, da. Bun, cam asta e, ați văzut și care sunt cifrele finale și care sunt câștigătorii. Practic, eu și cu Mariciu am reușit performanța ailaltă, ca să fim cel mai ineficient echipaj în cele din urmă. Dar zic eu că a meritat să vedem care sunt diferențele. Cât de eficientă poate să fie mașina asta, sau mașinile astea, XC40 și C40 electrice, cu un motor sau cu două motoare, în cazul cel mai eficient și în cazul cel mai puțin ineficient, cum suntem noi. Oricum, indiferent de scenariu, mașina asta poate să aibă, chiar și acum, iarna, când e mai frig, poate să aibă autonomie
peste 400 de kilometri, mers aproape la confort și aproape de un condus normal și poate să depășească chiar 500 de kilometri dacă ești foarte, foarte eficient. Așa că, în încheiere, eu vă mulțumesc foarte mult că ați urmărit acest clip până la final. Să vă bucurați de mașinile voastre, electrice sau nu, să mergeți la consum sau la confort, cum vă e vouă confortabil. Eu sper că ați aflat ceva interesant din clipul ăsta. Vă mulțumesc încă o dată. La revedere!